fiică mi-a spus la mulți ani în direct. Săruna, săruna. Săptămâna trecută. Și la întregii echipe vreau să-i mulțumesc. Îi salutăm pe toți. Am văzut toată emisiunea și vreau să vă spun că la final am rămas un pic dezamăgită. De că ce? A fost un numerolog aici. Așa. Care a spus că 5 nu este cifra iubirii și am văzut că ați reacționat și voi atunci. Da, și de ce vă să... felicit pentru Aole. Că 14 februarie. Da. 1 cu 4 nu face 5. Da, dar este 5 o... este cifra iubirii, da, este chakra inimii. Asta nu știu, nu mă întrebați da? Pe mine. Ține de tot ce înseamnă astrologie. 5 este a 5-a zodie și este zodia leului. Uh-huh. Sensul vieții este în leu. Intrăm în anul câinelui de pământ. Cu doi și v-am explicat că da. Sunt foarte mulți de doi anul ăsta și el a spus că sunt numai trei de doi, iarăși este fals. Nu contează, nu mă interesează ce zice altcineva. Asta înseamnă că iubirea funcționează perfect și pentru că vine Valentine's Day, pentru toți cei care sunt îndrăgostiți sau își doresc o relație de iubire autentică, nu pot să le doresc decât să aibă parte de ce este cel mai bun. Să dea Dumnezeu tuturor! Da. Iarăși vreau să vă spun că săptămâna funcționează așa. Venus intră în zodia peștilor, Mercur intră în zodia peștilor, sunt antemergători la ceea ce înseamnă soarele care va intra în constelația peștilor. Venus este iubire, deci discutăm de o săptămână a iubirii. Mercur este planeta comunicării, a deplasărilor, a comerțului, a dăruirii pe care o facem față de cei care ne sunt dragi nouă și vor urma darurile acum, inclusiv luna asta, inclusiv luna viitoare, că asta vine mărțișorul. Da, două luni da, la rând. Da, avem Valentine's Day, avem dragobetele, avem mărțișorul, avem 8 martie. De toate, exact. Pentru de toată toate. Lumea. Hai da? Să începem cu două zodii pe care luăm o pauză și ne întoarcem. Sigur, cu partea a doua da? A horoscopului. Berbecul va avea o săptămână minunată datorită faptului că Venus, care intră în constelația peștilor, dă relații armonioase la locul de muncă. Deci vor reuși berbecii să stabilească contacte noi profesionale, vor reuși să se ocupe mai mult de sănătate, pentru că acum încep dietele, oamenii merg la spa, la piscină, dincolo de relaxare, ne ocupăm de sănătate. Trebuie și asta. Taurii sunt de departe printre favoriți, spuneam de Venus, care este planeta lor și intră în pești, mai spuneam de eclipsa, care va fi pe data de 15 și de anul nou chinezesc, care începe pe 15-16. Acum. Și de un an întreg al iubirii și al echilibrului vor avea parte și taurii în relații minunate de compatibilitate cu vărsătorul, leu, scorpionul, pentru că vă ziceam de Jupiter care este în scorpion și de relațiile pe care le stabilește. Bun, deci asta e și cu Taur. Hai că vedem despre celelalte zodii imediat după pauză. Am rămas la Gemeni. Spuneam de Mercur, care intră în zodia peștilor și este patronul Gemenilor și anticipează o perioadă excepțională și pentru relațiile de familie ale Gemenilor, și pentru călătorii, și pentru carieră, iar în zona de sănătate lucrurile stau și mai bine, pentru că în perioada eclipselor se spune că putem să eliminăm energia negativă și să ne încărcăm bateriile cu energie pozitivă. 15 Perfect. Eclipsa, da? Pe 15. Da. Bun. Da. Să știu. Racii sunt favorizați datorită eclipsei care va fi acum, în zona în care emoțiile vor fi pozitive, constructive, vor face în așa fel racii încât să îmbine utilul cu plăcutul, adică viața de familie, cea cu dăruire, cu altruism, că spuneam de Venus și de Mercur din pești, cu partea care ține de copii, de relații umane, ajutor interuman pe care pot să-l acorde persoanelor defavorizate, de exemplu animăluțelor de companie, deci animăluțelor de din stradă, mm-hmm. Sigur că da. Leii sunt cu sensul vieții, eclipsa va fi în zona, pe axa leu-vărsător, în zona inimii, cum se spune.
Am văzut-o pe Anca Neacșu de la Asia și spuneai dacă a fost cineva în Asia. Ei, să știi că eu când am auzit Asia cu ea, cu tine și inima mea și pune-o în bagaje pe undeva, am luat și eu inima, am aruncat-o în bagaje și am stat 4 ani în Thailand. Adică... Ia uzi. Așa e, despre trebuia asta să o trimitem în Asia Express. No. Bun, deci lei sunt favorizați. Pentru că pot să cunoască pe cineva foarte important, pot să aibă relații interesante de iubire. Leu este smiley și anul acesta a avut o iubire de vals, de mare vals cu cineva care este săgetător, două zodii de foc, prietena mea Gina. Iată. Ce știe, Mariana, tot știe. Le leagă, uite. Bineînțeles că știu toate zodiile pe din afară și atunci n-am cum să le încurc. Ce zodie e Obama? Obama? Da. Este leu. Leu, bine, mă voi documenta. Și soția este capricorn. Așa că întreabă-mă, că mie îmi plac provocările, să știi. Fecioara, ce face? Fecioara este și ea foarte bună în perioada aceasta la ceea ce înseamnă comunicare, analiză. Mercur va fi în pești, în zodia opusă, pe relația matrimonială, pe relația de căsătorie pentru cei care sunt căsătoriți și pe relațiile profesionale, colaborări interesante, relații de suflet foarte interesante, relații care îmbină utilul cu plăcutul, pentru că fecioarele sunt pragmatice și știu exact cam ce își doresc de la viață. Știm. Da? Bun. Așa e. Întotdeauna câștigul este foarte important și de acolo bănuți pentru ce vrei, pentru călătorii, pentru un gadget, pentru lucruri care îți plac cel mai mult. Bun, da. Perfect, m-am aranjat săptămâna asta. Am scos. Balanța? Balanța este într-o săptămână în care lucrurile se așează cu totul altfel. De ce? Vă spuneam că intrăm în anul câinelui de pământ, începând cu data de 16, iar echivalentul în zodiacul european este balanța. Cu cifră 2 vor fi cel puțin 6-7 de 2 anul acesta ca și predominantă. Pe un taler este iubirea datorită lui Venus din Pești. Și pe celălalt taler este partea aceasta mercuriană a comunicării, a dorinței de a călători, de a evolua spiritual, de a înțelege cum îmbinăm tradițiile Orientului cu tradițiile noastre europene, cum funcționează principiile după pentagramă sau steaua lui David, pentru că atunci când facem o analiză de astrologie trebuie să combinăm cu tot ce înseamnă culturile internaționale și partea aceasta de spiritualitate. Deci balanța vine într-o zonă în care inima este întotdeauna combinată și într-o mare armonie cu partea aceasta de familie, de viață personală, de câștiguri, pentru că întotdeauna bănuții trebuie să ducă pe o țintă foarte clară. Scorpionii sunt și ei într-o perioadă în care, dacă își doresc copii, pot să aducă pe lume copii. Dacă nu își doresc, relațiile respective pot fi afectate chiar grav. Chiar dacă este Jupiter acolo, este considerat un judecător adevărat și taxează pe cei care greșesc. Dacă sunt spirite pozitive, atunci evenimentele pot avea o traiectorie pozitivă. Dacă au greșit, plătesc. Legea talionului. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Săgetătorii, ca și tine, draga mea, spirite pozitive și blonde. La ce mă aștept săptămâna asta de la Diana? La ce? La ce evenimente cât mai bune, pentru că relația de colaborare funcționează perfect. Relația cu copiii, cu cei mici, pentru cei care au, la fel funcționează cât se poate de bine. Pentru cei care au copii obraznici, se pot întâmpla tot felul de lucruri care să scape de sub control. Iar pentru cei care își doresc să fie intuitivi, creativi, acum pot să pună mâna pe carte, pot să-și finalizeze sau să înceapă anumite studii. Păi, acum începe bacalaureatul, pune mâna pe carte. Exact, pe carte. Bun, Așa, capricornii sunt susținuți din foarte multe puncte de vedere de aspectele săptămânii, pentru că
E un aspect interesant de sextil cu Venus și cu Mercur din casa comunicării și a prieteniilor. Vor avea parte de prietenii noi, vor rupe cu prieteniile care nu le sunt favorabile, că asta face eclipsa, tranșează lucrurile. Minunat! Distruge, da? Legăturile bolnăvicioase. Da. Bun. Legături bolnăvicioase, da, corect. Hai, nu știu eu. Pe urmă, vărsătorii sunt într-o săptămână în care Valentine's Day, că nu întâmplător, este în zodia vărsătorului, da? Se vor întâlni cu persoane foarte interesante, care pot să reprezinte sufletul lor pereche, partenerul perfect, profesional, colaborarea poate funcționa foarte bine. Pot avea parte de vise premonitorii cu Venus și Mercur în constelația peștilor, pot să aibă începuturi cât se poate de interesante și pozitive. Iar peștii au parte de doi antemergători la soare, Venus și Mercur, pe urmă vom discuta când va intra soarele în constelația peștilor. Și funcționează așa, pe de o parte Venus vine cu iubirea adevărată, de tip mântuire. Pe de altă parte, Mercur vine cu un plus de inteligență și de istețime, cu un plus de valoare, de câștiguri în zona banilor și, de ce nu, de dorința de a face în așa fel încât sănătatea să fie îmbinată perfect cu ceea ce înseamnă viața personală. Îmi place foarte mult ce ne-a spus Mariana astăzi, doamna Mariana astăzi. Mariana, că ea mă ceartă să, să vorbim așa mai la pertu. Mi se pare că săptămâna asta nu mai e chiar așa cu dragoste și cu... Cum nu? Este cu dragoste, cum să nu? Suntem bine aspectați, dar corect, cei care sunt cu adevărat doritori de dragoste primesc, da? Spiritele superioare, cei care au făcut rău, acum plătesc. Minunat, deci lucrurile asta îmi place. Sunt în yin și yang, alb și negru. Asta și este negru. Dreptate, Mariana Abia Cojocaru. Abia aștept să vină ziua de miercuri. Viața mea, Valentine's Day, eu sunt anti-total Valentine's Day, mi se pare o sărbătoare. Da. Important e că iubirea se poate manifesta în multe moduri și nu-ți trebuie neapărat o zi să o sărbătorești, știi ce zic? Da. Crezi în iubire de asta până atunci bătrâneți? Vom avea un an întreg plin de iubire în anul câinelui de pământ. Nu cred eu în astea.